parlăm că suma cifrelor sale se bate exact la 9. Din cum am analizat. Da. Și atunci pe noi ne interesa să se împartă și la 4, adică să avem un multiplu de 4 numere. Să avem un număr de 4 numere sau de 8, un multiplu de 4 numere. Adică dacă am fi găsit în descoperirea, în toată analiza asta a noastră, dacă am fi găsit 7 numere, 7, nu era bun. Nu era bun să împărți la 3 și 6. Dacă găseam 12, era bun. Foarte bine. A, trebuia să multipli de 4. Noi, după ce știam că fiecare se împarte la 9, mai aveam acum de muncit. Și să vedem dacă toate sunt multipli de 4. Dacă sunt, ca număr de numere, 4. Da. Da? Dacă se împart la 4. Ei, dacă sunt un număr de, un număr multiplu de 4, da? Da. 4, 8, 12, 16. Asta era multa asta. Și acum, puteam fie analiza asta care a făcut-o riguroasă și le-am găsit concret. Dar nu mai facem suma asta așa și cum să facem împărțirea, ci e suficient să spunem că am găsit, după analiză, un număr de 8 numere care înseamnă că se împarte exact. E un multiplu de 4. Da. Și în condițiile astea am arătat ce? Fără drept de agadă, suma numerelor se împarte la 36. Suma numerelor se împarte la 36. Da? Deci e foarte interesant de liște. Da. Spune-mi ce ascunse liștea asta? Care sunt noutățile sau lucrurile cu care trebuie să rămâi din liștea asta? Trebuia să știm cum să descoperim cum să, dintr-un număr rațional, să transformăm într-o fracție. Deci autora asta, odată. Să descompunem numerele, 100x. Să scriem în formă decimală. Da. Da? În baza 10. Da. Să scriem în baza 10. Să descoperim că numerele, să le descoperim. Că în final numărul ne arată, el ăsta arată așa. Da. X plus Y plus Z supra 9. Să observăm că 36 este și descompunem. Se poate descompune în 9 și 4. Adică divizor, 9 și 4. Iar numărul numerelor trebuia să fie 4 sau un multiplu de 4 pentru a se împarte la 36, deoarece noi știam că îl avem, numerele se împart deja la 9. Exact, fiecare la 9. După ce aflăm că numerele se, numărul numerelor este un multiplu de 4, putem spune că suma numerelor se divide la 36. Aici miezul problemei, cu adevărat, la sfârșit aici este când numărul de numere găsite este un multiplu de 4. Multiplu de 4. 4, multiplu de 4. 4 și el, multiplu de 4, deci 4 luni. Da. Foarte frumos ieșitul. Deci miza lui a fost, miza ieșitului a fost aici, la final, când tu spuneai, dacă nu mai bine să împart. Că la 9 l-am, fiecare se împărțea la 9. Dar la 4 nu mai aveam. Adică dacă știm că sunt un număr de 4 numere acestea. Da? Ăsta plus ăsta plus ăsta plus ăsta, număr de 4, iată, și la fel de dincolo, în final iese că se împarte exact la 36. Da. Sigur, acesta face parte din negheșițile care se spun aici super mate. Mai aveam temă testul 1, dar este ușor, după ce m-am uitat așa o repetă. Da. De pe pagina cealaltă este problema aceea cu 3 minus 2 sub. Da, 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 da. Deci, concluzia este asta. Că la matematică, în fața unui negreșite acestea care ridică ștacheta, trebuie să așteptăm nu un model din urmă. Să gândim ceva concret acolo. Sigur că să fim creativi. Foarte bine. Să fim inventivi. Dar inventivitatea asta nu merge așa. Spune, știi cum, băi, iei pe unul pe stradă, băi, tu vezi că e găsit ăsta, fii tu inventiv. Și nu. Ci inventivitatea asta sau creativitatea asta este
se dezvoltă printr-un negheșițiu continuu și prin dorința asta de a învinge negheșițiul, de a găsi ceva în experiența din urmă, ceva care să te ajute. Mă întorc la suma din înainte. Suma aceea cu 1 pătrat, 1 spre 1 la a doua, plus 1 spre 2 la a doua, 3 la a doua, 4 la a doua, acolo. Suma aceea, dacă vrei să o calculezi direct, era imposibil să calculezi. Dar una mai mică sau una mai mare, care să o încadreze pe aceasta, e posibil de descoperit. Deci toată filozofia rămâne aici. Muncă, muncă și iar muncă. M-ar interesa tot aceeași chestie care am spus și lui Mario. Să încercăm acasă, de când avem tema, spunem, pe asta, pe asta, pe asta, m-am priceput sau mi-am venit o idee, la asta n-am nicio idee. Sau n-am nicio idee, ce vreau să zic, chiar și pe cele care le-am făcut, le mai analizăm, pentru că există riscul ca tu să dai, fi avut un punct de vedere al tău și să fie un pic eronat și te-ai dus, ai dat greș. Deci, insistăm la fiecare greșițiu în parte ca să-i putem găsi. Uite, 17 aici și asta. Asta am făcut data trecută. Numele cere plus minus 1, plus minus 2 și aibă cea mai valoare în modul. Am zis noi, plus trecând de ale minus. Mai ți-amintești data trecută? Când am calculat suma asta. 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte, plus 100, să zic. Și spuneam plus minus 100. Unde să punem un minus și cu cât scade el? Dar trebuie să scriem plus minus 100. Da. Și scădea... Uite, dacă în suma asta, tu știi cât este asta. Da. Să adun acolo prin gaură, sumă de gaură, să faci 5050. 5050. Dar dacă îi spun 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte, plus 99 și minus 100, nu mai trebuie să... Știi tu cât scade valoarea? Da. Cu cât? Cu 100. Sigur. Păi eu facem 1 plus 99. Da. Scade cu 200. Asta e. Pentru că pun 1 plus 99 care de 100 și am pierdut 100, am 100 și mă scade 100 care am. Păi, vezi, băi, extraordinar. Extraordinar. Deci asta pică cu cât? Cu 200. Cu 200, adică 4800. 4850, da? Așa. Cat cu 200 înapoi. Sigur că dacă mai pui un minus 99... Păi scade cu 300. Nu știu cu 300, poate e altă sumă. Dacă scade un... Deci pun și aici minus 99 și plus 88 mai. 88? Da. Dar scade cu foarte... Nu 88. 98. 98. Păi mai scade... Pot să mai adaug unul, ca să fac minus 200. Poți spune că exact cât scade față de valoare când a fost aici, a fost când a fost cu plus. Acum e minus de două ori ăsta. El a fost adunat în schema de sus. Plus 99. Cum mi-ai spus aici când am zis o singură dată... Tot minus 200. Păi eu mă gândesc... Mi-a dat seama. Cu 199. Deci mai scade înapoi cu 100... 99. 98. Dar nu e 99, pentru că mă gândeam eu. Fac 1 plus 98 și dă 99. Păi, 2 dat de 99. Cum mi-ai spus aici când am pus o singură dată minus 100, ai zis că pierde de fapt 200 din suma toată. Că plus 100 aceea și scăzut 100, da. Acum, plus 99 ăla care era aici în față, am pus cu minus. Și minus încă o dată 99. Deci, da. Practic, de două ori 99 ori pierde. Da. Și de două ori 99 fac 100... 181. 198. Da, 198, adică minus 300, 200... Dar e important, deci minus în continuare aici ar fi minus cât? 200, minus 198.
Da? Și în egășințul tău a fost acolo, un dat, era modul plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus, nu știu cât, plus minus 2001, să zic așa, cea mai mică valoare. Cum se împart eu aici pe al de minus încât să am cea mai mică valoare? Cea mai mică și cea mai mare valoare. Modul acolo. Foarte tare ești. Dar modul, adică modulul poate fi 0. Da, nu poate fi cum iasă. Da? Poate fi 0. Și întrebarea este cum se distribuie ori valorile? Da, sunt de 0. Sunt de aproape 0. Nu știu dacă dă 0. Poate dă chiar 0. Nu știu ce să zic. Stați puțin. Păi, e 2001. Până la 2000, de la 1 până la 2000, sunt... Câte numere? 2000 împart în 2. Și în 2... Azi i-am dat lui, da, lui Mario, i-am dat următoarea ieșiță. 1 minus 2 plus 3 minus 4 plus 5 minus 6 plus 7 minus 8. Da. Așa. Și s-a întâmplat ca să am un număr cât? Deci par sau impar? Aici am dat 4, nu? I-ați dat 8 numere pare și 7 numere impare. Plus 9, da? Să zic așa. Plus 9. Și atunci, a zis 1 și cu 9, 10. Fac 10. Minus 2 și cu 8, 10. S-a anulat acela 2. 3 și cu 7, 10. Minus 4 plus 6, 10. Iar s-a anulat. Și urmați 5. Deci dacă ar fi aici vorba să distribuim pe ale plus minus așa în fel încât să găsim valoarea cea mai mică cu putință, una din variante ar fi aceasta, să distribuim așa încât să se anuleze unul cu celălalt, uite așa în extreme, să se anuleze. Da? În perechi ele să se anuleze, când sunt într-un număr impar, uite, de la 1 până la 2001, da? Și ca să le să-i zdrobești și să se anuleze, ar fi aici, plus 1 cu 2001 face 2002. Minus 2. Cumva plus 1 minus. Deci așa. Plus 1 și la ultimul minus 2001. Așa. Ca să dea 2000. Da. Următorul 2000. Deci plus 2 minus 2000 care exact. Să se, deci ei distribuiți așa fel încât să se micșoreze. Să se anuleze, da? Și rămâne valoarea celui din mijloc. Aici, valoarea celui din mijloc, ăla va fi practic acel mai. Nu știu. Nu, 1000 ar fi. Da. Deci distribuiți așa ca să facă 1000. După exemplul ăsta, mă întrebam cât sunt ca numere. Câte numere avem aici? Sunt un număr impar, 201. Da. Și atunci, cum am zis și în negheșitul lui Mario... Rămâne 1. Un număr impar. Așa, un număr impar și rămâne ăla din mijloc. Fie de pui plus sau îi pui minus, nu, în modul, tot el rămâne. Tot. Da? Și întrebarea era, cum se distribui? Și răspunsul este așa. Păi distribuim așa fel încât central să se anuleze 2 câte 2. Da. 2 câte 2 se centrez, da? Și în felul ăsta ajung la rezultatul acela de care spuneam că în modul va face cea mai mică valoare. Dar iată că din jocul care l-am făcut lui David, este preluat la lui Mario la tine, este preluat la tine la un nivel mai amplu, punând în modul și spune, pe unde să pui tu plus minus, încât după calcul să găsești cea mai mică valoare. Răspunsul, le punem așa fel centrat, plus cu minus, încât ele să se anuleze două câte două și atunci rămâne el din mijloc care o fi având el plus sau minus. Nu contează. Nu contează. Tot plus o să fie. Da? Dacă ar fi fost un număr par, atunci le distribuiam perfect și făcea zero. Da. Erau câte au plus, care fără cu minus ca echipe, știi? Și atunci aș fi spus răspunsul corect
Ăsta este și ar fi fost zero. Deci, dacă mă opream la 2000, atunci începeam cu era zero suma. Și suma ar fi fost zero. Iar așa, suma este cel din mijloc. Așadar, dragilor, ne oprim aici. La revedere, să nu uitați să dați like, share, să vă abonați la Prof Online. La revedere! La revedere, cu drag! Avem o întrebare. Da.